filmează un pic Vivo. Suntem în Cluj la Vivo și am venit să parcăm la persoane cu dizabilități. Uite ce de handicapat aici în ea. E București, e Cluj, ai cu handicapat mai încolo. Oh. Uitați-vă aici în ea. Îl stau pe locul de rezervat. Filmează-mă și în mașină. Da, da. N-are nimic, n-are niciun semn. Uite-mă mai aproape la bord, vezi. N-are niciun semn, nimica, n-are un semn. Are... Da, are, are, da, are un semn, are un semn de București, e handicapat de București. Handicapat. Deci are ceva semn cu de persoane cu dizabilitate? Nimica. Toți sunt toate persoanele cu dizabilități. Domnule, vezi? Da. Nu avem loc de parcare, că sunt parcări cu, pe locuri de, de persoane cu dizabilități. Cu dizabilități, toate uite. Asta a fost mai că s-a tras ordinul. Se trage singură. Uite, văzut? Ăștia toți sunt handicapați. Da, toți sunt persoane cu handicap. Nu. No. Lolti. Da. Asta e... Asta ți-e norocul pe ziua de astăzi. România, e. Hai să vedem. N-ai venit bine. Poate mai încolo avem mai mult. Dacă spui tu căruciorul, poate... E. Te lasă, dar așa nu. Și nu ia nimeni măsuri, chiar nu ia nimeni măsuri pentru persoanele astea șmechere, care se consideră pe locurile de parcare. Astea cu numere de București sunt bazați. O fie ei bazați, dar păsător, chiar păsător locul? Păsător, păsător. Nu a venit zolchiul. Din păcate asta e. Las că le facem o reclamă bună pe internet. Bine, astea sunt mașinile și până cât ține parcarea, îți numai persoane cu numere Mureș, Mureș, București, Cluj, București. E la jeepanul la BMW, care se crede handicapat cu numere de București, uite. Bun. Yeah,